Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat. Astăzi vrem să vă aducem la cunoștință ultimele evenimente care au avut loc la nivelul Consiliului Județean și de ce nu să vă spunem și evenimentele care vor avea loc luna decembrie la Centrul Județean de Cultură și la Biblioteca Județeană Alexandru Grubescu. Aș începe cu ceea ce am făcut noi ieri. Am fost în inspecție la drumul județene, unde am inspectat cele 31 de utilaje care vor dezăpezi drumurile județene și am constatat că mai sunt și 20 de utilaje care sunt închiriate din anumite zone unde să putem să intervenim direct. Zonele care sunt de intervenție, unde le-am făcut cu material antiderapant, sunt zona Fundulea, zona Dormăr, zona Lecliu Gară, Mănăstirea, Gălbinaș, Chirnoci, cele care au material antiderapant și acolo sunt zone de depozitare ale utilajelor. După inspecția de azi, toate vor fi împrăștiate în teritoriu și vor participa la dezăpezirea drumului județene. Dintr-un total de 650 de km de drumuri județene, 550 de km de drumuri județene sunt asfaltați, iar 100 sunt în fază de piatră sau de pământ ca și exploatare viitoare pentru dezăpezire. Ne pregătim să înlăturăm sintagma ne-am luat pe nepregătit. Astăzi noi suntem pregătiți la drumul de ține să intervenim și să putem să nu avem drumuri blocate, indiferent de cât de cod sau ce coduri vor fi, că vor fi galbeni, că vor fi roșii, noi să putem să nu avem aceste blocaje pe drumul de ține. Singurele probleme care le vom întâmpina, le vom întâmpina pe drumul național, dacă anumite drumuri naționale se vor bloca și nu o să putem să avem acces către drumurile județene, sunt cele care fac legătura între două drumuri naționale, un drum județean. Aș putea să mai spun că tot ieri am avut și o întâlnire la Sofidel, unde ne-a fost prezentată compania, urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea grupului de firme, pentru că e un grup de firme la nivel mondial, au 6.000 de angajați și la Călăraș au venit să se intereseze, urmarea discuțiilor pe care am avut-o cu conducerea, de noua forță de muncă îi interesează școlile dual, școlile profesionale, cum erau odată numite, sau liceele unde pot să vină cu burse și să pregătească în practică viitoarele cadre care vor să muncească în cadrul acestei companii. Am fost deschiși și nu numai pentru asta, ne-a fost prezentată compania, am văzut ce s-a întâmplat în cadrul companiei, toată retehnologizată, începând de la roboți. Totul au încercat să aducă la nivel mondial ceea ce se întâmplă și în Italia, să fie și în România. Aici am avut, să spunem, privatizarea în anul 2000, unde a fost un investitor italian care producea utilaje pentru hârtie igienică. Acel investitor a modernizat-o, a tehnologizat-o, după care a vândut-o către acest grup de firme, care astăzi e prezent și în America, și în Europa, e prezent peste tot și de aceea noi am fost foarte încântați de invitația pe care ne-a făcut-o să vizităm grupuri de firme. N-am fost numai singur, am fost cu personalul de specialitate al Consiliului Județean, încercând și noi să intervenim și să îi informăm la ce înseamnă viitoarele fonduri europene, care sunt pe ADR-ul 300 Muntenia, ce înseamnă programul operațional regional, pe Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, ce înseamnă fondurile prin Ministerul Fondurilor Europene, ce înseamnă pe Ministerul Mediului retehnologizarea, ce înseamnă la momentul ăsta fondurile și cred că a fost un schimb de experiență plăcut. Noi am rămas încântați pentru că s-a prezentat din bordul grupului de conducere Ferrero, cel care conduce nu numai în România, și în Ungaria, grupul Sofidel. Cred că aș putea să mai spun că luni suntem invitați. Știți că la ultima conferință de presă v-am prezentat că urmează să semnăm pe programul Național de Redresare și Reziliență cele două investiții pe care Consiliul Județean le-a depus. Muzeul Județean Călăraș și RGH-ul. Deci la momentul ăsta acestea au devenit în realitate. Luna, între ora 9 și 16, suntem invitați la Ministerul Dezvoltării să semnăm contractele de finanțare pentru cele două obiective pe care Consiliul Județean le-a depus și le are pentru a putea să le modernizăm. Aici aș putea să spun că RGH-ul e cel mai important obiectiv pe care Consiliul Județean îl are.
De ce? Acolo avem secția de pediatrie, unde va fi modernizată și, de ce să nu spun, o să-i dăm o altă față nouă și să putem să arătăm că noi, efectiv, la ce ne-am propus, am reușit să ducem aripa cu liseizmii, care ne-a creat foarte multe probleme, și o aducem la faza de finalizare. Cred că în 3 ani de zile de acum încolo, dacă semnăm contractul, să putem să finalizăm investiția RGH-ul și parte de modernizarea muzeului Dunării de Jos. Cum am spus aici, dacă avem cele două directoare care astăzi reprezintă cultura călăreșană, Biblioteca Județeană, ce înseamnă copiii, nu numai copiii, și chiar și părinții care vor vizita Biblioteca Județeană pentru a împrumuta cărți, nu numai împrumuta cărți, sunt și evenimente pe care vreau să vi le povestească doamna director Maribel Buzet.